În zootehnie nu se ține cont, dragii mei, nici că este sărbătoare, nici că am avut pandemie, pentru că animalele trebuie îngrijite zi de zi. Domnul Banu are un invitat special, de la care am învățat că este bine să existe o legătură între medicul veterinar și crescătorii de animale și vom primi și niște sfaturi utile. Le ascultăm! Domnul profesor, bine v-am găsit, iată, la casa dumneavoastră, unde pregătiți studenții, viitorii medici veterinari. Aș începe prin a vă întreba și a vă ruga să explicați cam ce trebuie să facă, în primul rând, medicul veterinar în această perioadă în care, iată, crescătorii de animale, și mă refer în mod deosebit la speciile de interes economic, ies la pășunat sau sunt la pășunat, transumanța către pășunile alpine sau montane, ce trebuie să facă fiecare dintre cei implicați în aceste activități, medicul veterinar, crescătorul de animale? Este foarte important, spuneam, ca în egală măsură atât medicul veterinar responsabil în esență de asigurare sănătății animalelor, în special pentru animalele de rentă sau de producție, da? Și obligațiile care derivă și ce anume este permis, spuneam, proprietarului, deținătorului sau crescătorului de animale. Dacă e să o luăm în ordine oarecum inversă, ca adresabilitate, cum și încercam să punctăm anterior, spuneam că proprietarul, da, crescătorul de animale, proprietarul sau deținătorul de animale, cu siguranță va trebui să-și continue demersurile sale, iar activitățile în toate formele sale trebuie să continue, da? Și din fericire momentul devine propice, tocmai această relaxare începe să faciliteze mai mult toate activitățile, absolut toate activitățile în ceea ce privește creșterea animalelor. Când spuneți să continuă activitățile, la ce vă referiți în mod deosebit? Și libera circulație și accesibilitatea, pentru că dacă vorbim doar de la creștere, exploatare și continuăm cu asigurarea sănătății animalelor, în acest context devine mult mai facilă, spuneam, intervenția și modularea sau ajustarea tuturor activităților. Pentru că în situațiile anterioare, de exemplu acum o lună, și nu numai, am putea spune, chiar dacă sezonul sau pășunatul ar fi fost posibil, spuneam, limitările privind deplasarea, accesibilitatea, inclusiv posibilitatea deplasările, aprovizionarea, erau oarecum afectate, inclusiv posibilitățile medicului veterinar, pornind de la asigurarea mijloacelor terapeutice, mijloacele de investigație, mijloacele de diagnostic, până la furnizarea serviciilor medicale, ca furnizori de servicii, medicul veterinar a avut foarte multe, din păcate, foarte multe impedimente, spuneam, în contextul general. Ați văzut că și în medicina... Bun, să facem abstracție, totuși, să depășim acest moment, această perioadă de pandemie. Bun, am ieșit. Ce trebuie să facă în mod normal? Cum trebuie să procedeze? O luăm tot de la crescător și noi, sigur, ca furnizori de servicii, crescătorul de animale trebuie să se asigure, din punct de vedere, spuneam, al asigurării și asigurării bazii, furajere, deplasare și oferirii suportului nutritiv, spuneam că trebuie să se asigure atât cu ieșirea la pășunat, servind obiectivul dominant, și asigurarea programelor profilactice, programelor medicale, pornind de la deparazitări, vaccinări, evident specio-specifice, pentru că fiecare specie îmbracă și necesită anume situații și anume măsuri terapeutice, atât curative cât și preventive. Și spuneam că acestea trebuie să își urmeze cursul lor, pentru că toate aceste măsuri sunt incluse într-un program național, un programul de asigurare a sănătății, un program care presupune, spuneam, serumizări, vaccinări, recoltări de probe, deparazitări profilactice, vaccinări profilactice, și ele își urmează cursul. Deci este foarte important ca înainte de a ieși la pășune să ne asigurăm, da, și proprietarul să se asigure că pe lângă suportul nutritiv și completarea lui în toate formele, în conformitate cu tipul specificul, da, tipul de exploatație și specificul pentru care acestea sunt dezvoltate și crescute, este extrem de important, spuneam, ca toate aceste deparazitări profilactice să fie efectuate înainte de a ieși din stabulație și a le scoate la pășune, vaccinările profilactice, bineînțeles, controlul periodic, controlul de efectiv, controlul individual, evaluarea producțiilor în raport cu expectanța ce urmează să vină și să fie corelată în raport cu schimbarea, cu trecerea la sezonul de pășunat. Și cred că trebuie spus un lucru foarte important, că este neapărat necesar să avem grijă de sănătatea animalelor, pentru că implicit
vom avea grijă de sănătatea umană. Pentru că producția principală din sectorul creșterii animalelor ajunge pe raft, respectiv la consumator. Aici, la fel, vorbim de o componentă la rândul duală, pentru că un produs de origine animală, de calitate, sănătos, am putea spune mai simplu, trebuie cu siguranță să îmbrace toate coordonatele, toate nevoile, da, și toate impunerile și toate standardele naționale și europene în egală măsură. De aceea spuneam că de la asigurarea suportului nutritiv pentru a asigura o producție la rândul, ca economic vorbind, ca nivel de producție, să ajungă la standardele și la expectanțele rasei sau speciei. Un lucru foarte important, suportul nutritiv. Este foarte important cum și cu ce rănim animalele pentru a le consolida până la urmă din punct de vedere fiziologic și de ce nu a rezista factorilor externe. Spuneam că această suplimentare și această grijă pentru ca suplimentele nutritive să întărească de la aparatul imun, da, de la asigura, furniza o producție maximă și un randament productiv de la producții, spuneam, de la indicii productivi și continuând cu cei reproductivi, la fel de importanți, da, la toate speciile de animale de interes economic, acestea pot fi obținute doar asigurând o sănătate a tuturor organelor, pornind de la, spuneam, pornind de la dezvoltarea somatică, producție, lapte, carne și mai departe, și continuând cu funcția de reproducere. Pentru că, din păcate, este quasi cunoscut faptul că o nutriție neechilibrată la animalele de fermă și nu numai, la toate mamiferele, în esență, am putea spune că neacoperirea și neasigurarea unei sănătăți optime a aparatului reproductiv duce la diminuarea randamentului și producției, da, de la număr, da, de produși și nu numai, iar e foarte important de spus și de înțeles că dacă funcția de producție, producția de lapte, grăsimea, da, cantitatea de grăsime, cantitatea de proteină din lapte și așa mai departe, dezvoltarea masei musculare somatică la tineretul îngrășat și toate acestea necesită un basic, niște nevoi oarecum bazale oferite dintr-o furajare, am putea spune, tradițională. De foarte multe ori știți că dezvoltarea și asigurarea unei funcții reproductive optime trebuie să fie perfect echilibrată și presupune asigurarea de la micronutrienți, macronutrienți. Sigur. Pentru că este foarte important de știut și poate telespectatorii noștri este bine să cunoască că, în general, funcția de reproducție, funcția de reproducere la modul general, este o funcție de lux. Da? Deci asigurarea necesarului sau metabolismului bazal și celui necesar dezvoltării funcțiilor de producție sunt, spuneam, oferite printr-o hrană și acoperite, iar echilibrul energoproteic la nivelul organismului se poate asigura apelând și folosind chiar, spuneam, furajarea tradițională. Dar funcția de reproducere trebuie să asigurată prin oferirea unor suplimente și a unei hrăniri, a unei furajări absolut echilibrate. Pentru că, repet, funcția de reproducere este considerată o funcție de lux. Iar iată de ce aici medicul veterinar este un veritabil consilier, un consilier nutrițional pentru fermieri, pentru proprietari, deținători de animale, da, indiferent de tipul de exploatație, că e gospodărie sau de tip individual sau vorbim de mari efective de animale, de la rețetele furajere, spuneam, până la programul de furajare și toate cele amintite anterior, toate cele suplimente trebuie oferite pentru a asigura indici productiv maxim și produsele finale să fie de calitate. Pentru că nu este același lucru dacă o masă musculară, o masă sau produsul finit este obținut printr-un forțaj, da, din dorința exagerată și exacerbată de a obține neapărat producție, de a obține cantitate și nu calitate. Aici, evident, financiarul intră oarecum într-o formă de echilibru și trebuie asigurată, da, spuneam, atât cantitativ cât și calitativ, în balanță puse cele două componente și laturi ale nutriției la animale. Da, într-adevăr, două componente foarte importante, funcția de reproducție, dar și funcția de producție animalieră este foarte importantă. Domnul profesor, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Sper să fie de folos celor care ne urmăresc. O să revin la dumneavoastră și cu alte subiecte pe care considerăm că sunt importante a fi cunoscute de către cei care toți telespectatorii. Vă mulțumim și noi și vă așteptăm în casa noastră. Ușile casei noastre sunt tot timpul deschise. Și noi mulțumim vă mulțumim. Foarte mult. Mulțumim și noi.